După o lungă perioadă de așteptare, au fost montate în sfârșit semafoare și pe drumul care leagă municipiul Zalău de orașul Jibou, drum pe care de altfel se desfășoară și o serie de lucrări de reparații care sunt menite să aducă drumul la o stare perfectă, astfel încât conducătorii auto să circule așa cum ar fi de altfel normal. Oricum, șoferii au nevoie de nervi de oțel astfel încât să ajungă din Zalău până în orașul Jibou, pentru că pe parcursul acestui drum mai sunt și porțiuni pe unde se circulă deocamdată pe un singur sens.